În anul 1947, arhiereul Iustinian Vasluianul avea să fie ales, la recomandarea mitropolitului Irineu Mihălcescu, în demnitatea de mitropolit al Moldovei. Această recomandare era făcută de mitropolit, întrucât arhiereul Iustinian se dovedise a fi un bărbat destoinic, muncitor și foarte bun gospodar, capabil să refacă mitropolia Moldovei după stricăciunile pricinuite de război, fiind încredințat totodată de faptul că după retragerea sa se va îngriji și de bătrânețile sale. Fiind ales episcop vicar al mitropolitului Irineu Mihălcescu, după care, la foarte scurtă vreme, fiind retras prin hotărârea autorităților comuniste, Irineu Mihălcescu, din scaun, a devenit mai întâi în august 1947 mitropolit locțitor. Și în toamna aceluiași an, în octombrie, a devenit mitropolit al Moldovei, calitate în care a păstorit numai câteva luni, pentru că în februarie anul următor, în 1948, murind patriarhul Nicodim, el a fost ales în scaunul patriarhal de la București. Anul 1948 avea să aducă pentru România schimbări majore în plan politic, dar și în plan religios. După ce monarhia este înlăturată, iar Partidul Comunist acaparează și ultimele instituții ce mai aminteau de spiritul democratic, scaunul patriarhal de la București se vacantează prin decesul patriarhului Nicodim Munteanu. În acest context, Biserica Ortodoxă Română era pusă într-o situație extrem de dificilă, fără întâi stătător, nevoită să coexiste cu un stat politic ateu. În primăvara anului 48, Nicodim a murit. Era o perioadă, nu neapărat iarnă afară, iarnă, dar iarnă și în inimile oamenilor. Că în decembrie monarhia a fost abolită, iar în decembrie de Crăciun, patriarhul Nicodim îndemna pe români să facă zid în jurul tânărului monarh, dar peste o săptămână monarhul plecase. Pe două luni murea Nicodim. Era o atmosferă tristă. Eu am simțit-o, eram atunci elev. Populația României era tristă pentru că se instala un regim totalitar, tutelat de Moscova. Potrivit statutului de organizare din vremea respectivă, mitropolitul Moldovei devenea de drept locțitor de patriarh. Apoi, la scurt timp, în mai 1948, a avut loc alegerea, s-a ca patriarh, la 6 iunie, înscăunarea sa în această înaltă demnitate bisericească. Deci, cu toate că moștenise această situație tristă, totuși, patriarhul Iustinian, cu drăzenia care l-a caracterizat, cu tenacitatea sa, cu puterea sa de muncă, a știut să facă față tuturor împrejurărilor vitrige și să ridice biserica la un prestigiu pe care nu-l cunoscuse până atunci. Pentru alegerea noului întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române a existat în acea vreme o mobilizare extraordinară din partea statului, fiind pentru prima dată când la un astfel de eveniment, pe lângă Marele Colegiu Electoral Bisericesc, au mai participat și membrii Marii Adunări Naționale, ai Prezidiului Marii Adunări Naționale și ai Guvernului. La 24 mai, Colegiul Electoral pentru alegerea noului patriarh s-a întrunit în sala Marii Adunări Naționale. Au fost acolo de față, în afară de membrii Sfântului Sinod, de Colegiul Național Bisericești, de Colegiul Arhiepiscopiei Bucureștilor, membrii Prezidiului Marii Adunări Naționale,
în frunte cu profesorul Parhon, membrii guvernului în frunte cu primul ministru dr. Petru Groza și membrii Marii Adunări Naționale, în total 428 de persoane care au votat pe noul patriarh cu 383 de voturi. Să înțelege că înainte de a avea loc acest vot, puterea s-a interesat de Patriarhul Justinian, pentru că rămăsese impresionată de felul în care a activat la Mitropolia Moldovei, de grija pe care a arătat-o celor aflați în nevoie și a socotit că este un patriarh cu vederi democratice și l-au recomandat, securitatea l-a recomandat ca fiind bun de patriarh. În ciuda evidențelor și a bunelor relații pe care mitropolitul Justinian le avea cu Gheorghe Gheorghiu Dej sau cu Petru Groza, cercetările mai recente arată că nu aceștia au fost cei care l-au susținut în cadrul alegerilor pentru demnitatea de patriarh. Despre acest eveniment, documentele din arhivele moscovite ne relatează următoarele. Problema candidaturii Patriarhului României nu este încă rezolvată. Candidatura lui Justinian este sprijinită de Paucăr și Luca, dar ea întâmpină obiecțiile lui Gheorghiu Dej, deoarece Justinian nu se bucură de suficientă autoritate în rândul clerului. Tot documentele din arhivele sovietice indică și faptul că Petru Groza îl susținea pe episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, iar mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan era cel mai vrednic pentru ocuparea acestei demnități în viziunea majorității clericilor români. Gheorghiu Dej și Petru Groza. Cei doi erau împotriva Patriarhului Justinian. Am aflat că, în realitate, el a fost susținut de Vasile Luca și de Ana Faucher. Ba mai mult, cei de la care ne așteptam să-l sprijine, de la Gheorghiu Dej și de la Petru Groza, aceștia au spus că preoții din România nu îl doresc. În același timp, am descoperit în arhive o serie de telegrame trimise de preoți, fie prin protocol, fie de preoți individual, care cereau numirea Patriarhului Justinian în funcție. În plus, tot în arhivele de la Moscova am descoperit o aserțiune a mitropolitului Nicolae Bălan, care spune așa: dacă vreți ca patriarhul să urmeze pe comuniști, alegeți-l pe Justinian. Dar dacă vreți ca biserica să fie alături de comuniști și să urmeze politicii comuniste, alegeți pe oricare altul. Lucrul este extrem de important pentru că mesajul pe care mitropolitul Vălan l-a dat ne aruncă o rază de lumină asupra caracterului Patriarhului Justinian. El era întotdeauna gata să se pună pe sine înainte ca biserica să aibă drepturile ei. În perspectiva timpului, ne dăm seama că afirmațiile mitropolitului Nicolae Bălan erau spuse din considerente tactice, întrucât cunoștea opinia comuniștilor despre sine, iar părerea lui ar fi însemnat un imbold în a nu face ceea ce zice el. În taină însă, mitropolitul Nicolae l-a sprijinit pe Vladica Justinian, socotindu-l cel mai în măsură să facă față vremurilor ce urmau. După decesul patriarhului Nicodim și vacantarea scaunului patriarhal, cel mai îndreptățit să-l ocupe era socotit marele Nicolae Bălan. Dețin din mărturii directe, Nicolae Bălan a avut o întrevedere cu tânărul mitropolit al Moldovei, Justinian Marina, și a spus: îți împărtășesc gândul că puterea comunistă s-a înstăpânit pe termen lung. Pentru aceasta, biserica trebuie să aibă în fruntea ei un om care să comunice cu comuniștii, să aibă un limbaj comun cu ei. Eu aparțin generației vechi, așa zisilor reacționari, și nu pot dialoga cu acești oameni. Nu că nu vreau, nu pot, sunt din altă generație. Pe câtă vreme dumneata ești tânăr, să nu uităm, Patriarhul Justinian în devenire avea numai 47 de ani, ești omul vremii și mata trebuie să fii în fruntea bisericii.
Patriarhul Justinian și pentru acest gest i-a portat Mitropolitul Nicolae Vălan o permanentă recunoștință. E de ajuns să vă spun amănuntul că atunci când se merge în procesiune arhierească la catedrală, merg arhierei înainte doi câte doi și patriarhul la doi pași în urmă singur pe centru. Patriarhul Justinian nu lăsa pe Vălan să meargă pereche cu un altul, ci îl poftea la el la de-a dreapta lui și mergeau împreună umăr lângă umăr. A temeat căminul arhieresc în Palatul Patriarhal. Regula era ca fiecare arhiereu când vine, după un sfert de oră să-i facă patriarhului o vizită de bună ziua. Justinian era informat că a venit Vălan și în 10 minute mergea el și îi bătea la ușă în camera acestuia pentru ca să-i spună bine ați venit. Iar Vălan a fost sensibil și a ținut minte toate acestea. În contextul confirmării alegerii în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Mitropolitului Justinian al Moldovei, Petru Groza a rostit un cuvânt în care arăta pretențiile liderilor comuniști la adresa noului întâi stătător. La alegerea sa ca patriarh a luat cuvântul și Petru Groza, care i-a spus, a fost ales la o vârstă puțin patriarhală. Patriarhul nu avea decât 47 de ani. Dar i-a spus în continuare că vor să arate cei din conducerea țării cum poate merge umăr la umăr o biserică strămoșească alături de o conducere lumească. Lucruri care atunci păreau îmbucurătoare. Dar după alegerea Părintelui Patriarh la 6 iunie 1948 s-a dovedit că spusele lor nu erau sincere. La 6 iunie 1948, după ce a fost înmânată cârja noului patriarh în Palatul Marii Adunări Naționale, clericii și mulțimile de credincioși au mers în procesiune alături de reprezentanții bisericilor ortodoxe surori până la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București, solemnitatea slujbei de întronizare a Patriarhului Justinian desfășurându-se în această veche catedrală. Eu eram student când el, Patriarhul Justinian, a venit la București de la Iași și a fost instalat ca patriarh în iunie 1948. Și acum am imaginea unui cortegiu imens cu Gheorghiu Dej în frunte, cu Ana Paucăr, cu toți oamenii politici de acești care coborau dealul Patriarhiei și se duceau la Biserica Sfântul Spiridon să facă slujba de învestire. Și am mers și eu până acolo, dar era poliție și la intrare în biserică n-am putut intra. Însă Mitropolitul Nicolae al Banatului, care era un tinerel de vreo 30 de ani, foarte frumușel, s-a strecurat și a intrat în ușă și a putut să intre acolo, era chiar lângă mine. Și deci mi-amintesc de acest eveniment cum toți puternicii zilei de atunci au participat la instalarea lui ca patriarh. Conștient de pericolele la care se expunea biserica în perioada comunistă și cunoscând experiențele pe care le-au avut și celelalte state ortodoxe intrate în sfera de influență sovietică, Patriarhul Justinian a căutat să-și protejeze clericii de acțiunile represive ale regimului, povățuindu-i să se abțină de la orice comentariu politic. Prima discuție pe care a avut-o, sau conferință, întâlnire, pe care a avut-o noul patriarh Justinian, cu prelosimea bucureșteană, s-a concretizat, a spune, într-o frază pe care a spus-o preoții bucureștei. Să nu se implice în politică, să lase pe el să facă politica statului sau bisericii, sau și a bisericii, pentru binele bisericii. Și sunt convins că același cuvânt a spus și în sinod. E bine, cred că acest cuvânt, sau îndemn spus preoțimii, l-a marcat ca început de activitate pentru noul patriarh.
Chiar dacă patriarhul Iustinian nu a fost susținut la alegerea sa ca întâi stătător al ortodoxiei românești de către Gheorghe Gheorghe Udej, totuși acesta și-a manifestat respectul față de părintele patriarh Iustinian. Ajutorul patriarhului oferit în perioada de clandestinitate a liderului comunist, reprezentând un ascendent moral care a obligat la o atitudine de respect și considerație față de binefăcătorul său. Gheorghe Udej n-a uitat gestul părintelui Ioan Marina și până în 1959, când în urma rapoartelor repetate ale securității în care arătau că patriarhul Iustinian Marina nu este cel pe care l-au crezut ei, că după ce a fost ales patriarh a schimbat macazul, cum ziceau ei, că s-a înconjurat numai de elemente reacționare, că nu numai că el este refractar la ce spune conducerea țării, dar și organizator al rezistenței prin credință împotriva comunismului, până, zic, în 1959, de patriarhul Iustinian n-a dat voie Gheorghe Udej să se aningă nimeni, nici măcar cu o floare. Deci, ei au vroit să-l aibă patriarh, crezând că este de-al lor. Dar părintele patriarh Iustinian, odată ales, a spus, mi se pare mie, un lucru extraordinar. A spus așa: cea mai mare dorință mea este păstrarea credinței strămoșești, care de-a lungul istoriei s-a dovedit a fi o piatră de temelie tare. După ce l-a lăsese, le-a spus ce gândea. E drept că după alegere părintului patriarh Iustinian i s-a spus patriarhul Roșu sau cei de la posturile de radio străine vorbeau, când vorbeau de patriarhia română, și au sovrom patriarhie, lucruri care îl deranjau enorm, fiindcă el știa că nu nici patriarh Roșu, știa că nu nici sovrom patriarhie, știa că el vrea să-și apă biserica așa cum s-a mărturisit el odată marelui nostru teolog și scriitor Gala Galaction: comuniștii m-au ales patriarh crezând că voi distruge biserica. Eu nu numai că nu o distrug, dar vreau să o întăresc, și așa a făcut. Patriarhul Iustinian, fiind conștient de avantajele pe care îi le oferea gestul său din trecut, făcut fără interes, ci doar din dorința de a ajuta un om în nevoie, necunoscând în acea vreme faptul că cel pe care l-a ajutat urma să ajungă la conducerea statului, a știut să profite de această șansă, folosind-o cu mult curaj în interesul bisericii. Atunci când Iustinian Marina a devenit patriarh, el a primit un sprijin de la Gheorghe Udej. Și biserica noastră a fost salvată să nu aibă soarta acelei din Albania sau din alte țări, unde nu se făceau botezuri, nu se făceau cununii, unde persecuția împotriva bisericii a fost mult mai grea. Încât a fost această legătură cu Gheorghe Udej a fost foarte, foarte profitabilă pentru biserică. Și să vă mai dau încă un exemplu care nu e cunoscut. Dar mi l-a povestit părintele Bartolomeu Anania. Părintele Bartolomeu Anania era tot vâlcean și l-a luat patriarhul Iustinian secretar la palat, secretarul lui personal și bibliotecar la biblioteca palatului. Într-o zi, patriarhul se uită pe fereastră și vede că această curte de lângă catedrală s-a umplut de mașini, de macarale, de nasa, nu știa ce e cu ele. La urmă vede că încearcă să se urce pe palat și intenția era să se urce și să dea crucea din ciocul vulturului de pe palat. Patriarhul a văzut, a dat telefon, nimeni nu știa cine a dat această dispoziție. Și până la urmă a dat telefon lui Udej și Udej s-a lămurit că nu s-a făcut cu ordinul lui și a anulat toată problema aceasta.
Deci era o legătură directă cu Dej, care a fost benefică pentru țara noastră și în felul acesta biserica a avut oarecare situație mai bună. Asta nu însemnează că nu a avut foarte multe necazuri în o perioadă foarte grea. Trebuie să ținem seama în aprecierea unui om și în perioada în care a trecut, cu ce obstacole a trebuit să se lupte. Ori Patriarhul Iustinian a avut foarte multe lucruri de înfruntat. În acele vremuri pline de incertitudine, Patriarhul Iustinian Marina a știut să cultive o bună relație și cu Petru Groza, care era apropiat de biserică, provenind dintr-o familie cu multe generații de preoți. Primul ministru Petru Groza a fost băiat de preot și făcea parte din Colegiul Național Bisericesc. Mai mult decât atât, a lăsat cu limbă de moarte ca la mormântare să fie mormântat cu preoți, lucru care s-a și întâmplat. Pe timpul ăla eram student și, cum era moda atunci, și păstrez și în fiecare cameră era câte un difuzor și m-am mirat când am auzit la difuzor slujba de mormântare, ca pe urmă să aflu eu că era dus la locul de veci Groza cu mulți preoți în fruntea cărora se afla Părintele Patriarh Iustinian. Relațiile pe care Patriarhul Iustinian le-a dezvoltat în decursul timpului cu liderii politici comuniști, dar și acțiunile sale din perioada preoției în sprijinul oamenilor simpli, neajutorați, fără posibilități financiare, i-au atras, în timp, supranumele de Patriarh Roșu, fiind socotit de mulți, contrar evidențelor istorice, drept Patriarhul Comunist. I se spunea Patriarhul Roșu, din păcate și acum îi se spune de către unii care probabil că nu cunosc îndeajuns viața Patriarhului Iustinian și nu se apleacă îndeajuns să cunoască exact. După anii 90 s-au publicat multe documente în legătură cu relațiile dintre Patriarh și puterea comunistă și mai ales note informative. Și acolo se vede clar că nu numai că nu era o legătură mare de colaborare sau de prietenie, de colaborare oficial spus, de prietenie nici atât. Deseori în aceste rapoarte ale securității către Comitetul Central, Patriarhul era văzut ca un dușman al regimului. Dar el a avut această diplomație în așa fel încât ca un adevărat timonier să țină barca, corabia bisericii pe valuri, adică să se plieze și într-o parte și într-alta, nu mai mult, deci ca să nu se scufunde. Și a reușit lucrul acesta, a dat, cum se spune, și cezarului, dar numai ce era al cezarului de atunci, și lui Dumnezeu cu asupra de măsură. Sigur, a avut și foarte mulți inamici și aceștia i-au scos acest epitet de Patriarh Roșu, de comunist, cum am văzut că era făcut pe aici. Pentru că, așa cum spuneam, întotdeauna orice acțiune, orice lucrare pe care cineva o făcea în favoarea muncitorilor, a celor care lucrau pe bani puțini, ca să spunem așa, era privită ca o acțiune comunistă. În epocă erau des întâlnite aceste atitudini de etichetare a Patriarhului, care îl zugrăveau drept omul obedient al regimului. În rândul multor slujitori sau credincioși, s-a creat la început impresia că Patriarhul era omul comuniștilor, care dorea să distrugă biserica. Mulți dintre aceștia însă și-au schimbat radical părerile după ce l-au cunoscut.
Între cei care l-au criticat se numără și preotul Gala Galaction, care era un aprig contestatar al patriarhului Justinian înainte de a-l cunoaște, despre el notând următoarele: tovarășii din guvern și-au oprit preferințele asupra unui caporal comunist, poate meritos ca agitator și ca partizan, dar fără nicio picătură de mir ecleziastic, anume unul Justinian Marina. Totuși, după ce patriarhul este ales, iar părintele Gala Galaction are prilejul să-i cunoască adevăratele intenții, își corectează atitudinea, vorbind cu respect despre părintele patriarh Justinian. Mi-aduc aminte de cuvintele academicianului Grigore Pișculescu, sau scriitorul Gala Galaction, pe numele pseudonimul literar, care spunea despre el, despre patriarhul Justinian, că dacă patriarhul Justinian n-ar fi fost, patriarhul Justinian ar fi trebuit să fie inventat. Ori cuvintele acestea nu fac altceva decât să confirme calitățile extraordinare ale patriarhului Justinian. După părerea mea, el a știut cum să facă politică. Adică pornind de acest început aparent de subordonare față de noua rânduire comunistă a statului. Fapt ce a adus remarci și gânditoare din partea apusenilor. Presa, mass media occidentală a fost an de rândul plin de invective contra lui Justinian Marina, numit Popa din Băbeni și alte, Patriarhul Roșu și alte asemenea operative. Avem vreme de ani denungați. Sunt convins că l-au marcat puternic și pe patriarh, care știa ce avea să facă în noua sa sarcină de a conduce o corabie într-o perioadă de furtună, prin de stânci, să poată ajunge cu ea la liman. Și eu cred că a ajuns la liman. Adică a știut cum să se orienteze, cum să câștige fiecare clipă în care găsea o cedare, în care găsea o mică fisură unde putea, ca un om care se urcă pe munte, putea să pungă piciorul sau să urce mai sus, să poată agăța de stânga respectivă. Și s-a agățat și a suferit pentru asta. Abilitatea patriarhului de a se strecura printre evenimentele politice, care de cele mai multe ori aveau perspective divergente față de cele ale bisericii, și curajul său de a înfrunta provocările venite din partea regimului politic ateu, reprezintă șansa pe care Dumnezeu a dăruit-o Bisericii Ortodoxe Române spre a putea traversa cea mai grea perioadă a regimului comunist, cu pierderi și compromisuri minime.